Orice perioadă a anului este potrivită pentru a trage cu ochiul prin garderobă și a oferi hainelor tale un răsfăț. Într-adevăr, îngrijirea acestora este foarte importantă în cazul în care îți dorești ca lucrurile tale să fie curate și să arate de fiecare dată ca noi. De aceea, cea mai bună metodă este curățătoria chimică. Sau pur și simplu să nu le îmbraci. Să nu fii așa noi. Hai să vedem mai multe. Există haine care pot fi salvate doar la curățătorie. Sau în cazul în care vreți să vă servească mai mult timp, tot acolo trebuie să mergeți cu ele. Fiecare etichetă are un număr de simboluri care informează metoda de prelucrare. În cazul lipsei acestor indicii, hainele se iau la curățare doar dacă clientul își asumă consecințele. În acest caz, se lucrează pe pipăite. Sunt și hăinuțe care vin fără marcaj, fără simbolurile indicate. Este indicată numai compoziția țățăturii. Atunci tot spate de primit, pentru că este indicat că e viscoză, că e lăniță, că e poliester. Când vă aduceți hainele la spălătorie, nu uitați să indicați personalului petele greu de observat. În caz contrar, temperatura generată de fierul decălcat poate fixa petele definitiv. De pe textilele de lână e foarte greu de scos petele, fiindcă textilele conțin 100% lână și lână se vopsește. Și atunci e mai greu colorantul de scos de pe ea. Hainele și accesoriile din piele sau blană necesită o îngrijire mult mai pretențioasă. În acest caz, soluția ideală este curățarea uscată. Blana naturală, în proces de spălare sau, să spunem așa, ea poate puțin să se întărească, poate să plesnească. Poliesterul și nailonul ar trebui întotdeauna spălate la mână sau în mașină, la programul pentru haine delicate, deoarece curățarea chimică le-ar putea strica. Sunt confecții din lână la care dosala este de culoare neagră, însuși paltonul este de culoare cafenie. De pe dosală, cu toate, printre altele că e sintetică, da? Migrează, poate să migreze culoarea pe țesătură. Atenție la scurtele cu pere sau umplutură sintetică. Acestea ar trebui să fie îngrijite neapărat la curățătorie. Ele trebuie uscate, trebuie să fie uscate într-un tambur la o temperatură, fiindcă penele să fie dispersate și înfăiete în scurtă. Durata de curățare a hainelor de iarnă poate dura în jur de 3-4 zile.